Cert este că noi pe domnul Geoană l-am văzut foarte determinat în toată perioada asta. Un om care chiar își dorea de data asta să fie președinte. Adică, la un moment dat, dacă Victor nu vrea și vrea să rămână prim-ministru, eu chiar aș vrea să candidez dacă s-ar putea. Păcat că nimeni n-a luat în calcul chestiunea asta. Pentru că va plana asupra domnului Geoană presupunerea că am zis anterior că cineva lucrează acum pe la spate, nu mă refeream strict la tronsonul ăsta al jocurilor de a pus scosul de pe ordinea de zi, și îl invit pe domnul Ponta, dacă vrea să se lămurească, să cerceteze, să pună pe cineva să cerceteze la biroul ăsta de transmisiuni de SMS-uri de la Camera Deputaților succesiunea SMS-urilor date către parlamentarii PSD din zilele de 18-22 noiembrie. Octombrie. Și acolo va găsi cum la interval de jumătate de oră să dădea alt semnal și cum era codificat acolo. Atenție, marți cu tare, ora cu tare, ședință de plen, discutăm asta. Vă dorim succes în campanie. Asta era parola, nu veniți. Peste o jumătate de oră, marți cu tare, ora cu tare, ședință, atenție, vine premierul. Urmă, premierul se răzgândea. După trei ore alt SMS. La la la, vă dorim succes în campanie. Așa s-a lucrat. Le confirm, le-am primit și eu, să știți. Asta e tehnică. Păi eu am obiceiul să nu le un serios pe domnul Zgonea. Este sau nu? Au fost SMS-urile astea? Da, le-am primit și eu, da. Dar nu cred că le trimite alternau, alternau. Succes în campanie, campanie însemna nu veniți. Nu faceți vorumul. Venea premierul, venea Baubau. La Senat nu se poartă. La Senat nu. Și pe noi ne-a surprins. E prima dată când am primit așa valori de SMS. Erau valori, domnul deputat. Corect, aveți dreptate, așa e. Iată și confirmarea. Cred că este un secretariat care lucrează. Acum, gândiți-vă noastră cine a dispus trimiterea SMS-urilor. Bun, cine sunteți ca... Cine-i pe care să declare că e în stare să preia șefia partidului? Dacă nu o face în 20... Bine, mai trăim 24 de ore. Incredibil ce spuneți. Domnule, să o spuneți că în 24 de ore se schimbă șefia partidului. Nu se schimbă, Doamne ferește, nici nu doresc și nici nu cred. Și cred că normal ar fi trebuit stabilitate și în partid și... Bine, concluzia, ca să înțeleg, să se înțeleagă oamenii ce am vorbit... Nu, 24 de ore am zis că o să scoată capul și o să zică că e dispus să și eu aici. Să candideze, în sensul acesta, da? În sensul ăsta. Și cine este acest personaj? Păi mai așteptăm puțin. Păi eu am zis că domnul Zgonea, Andon nu confirmă chestiunea asta. Deci domnul Zgonea își pregătește o lansare pentru președinția PSD. O lovitură de palat în PSD, asta spuneți. Lovitură de palat în PSD. Nu o să se întâmple, vă asigur că nu o să se întâmple. Bun, lucrul acesta. Dacă vă punem o pălărie și parpala cu acela, deci Colombo sunteți, pe cuvânt, adică... Păi, din punct de vedere al vederii și așa semăn cu Peter Falk. Să fiți sănătos. Vreau să vorbim despre...